Banalul ciulin are surprinzătoare calități terapeutice recunoscute de altfel din cele mai vechi timpuri. Faimosul medic Hipocrate recomanda mărăcinele ca pe un excelent hemostatic și anestezic, iar vracii evului mediu îl întrebuințau ca leac pentru bolile sistemului nervos și digestiv. Ce alte avantaje aduce consumul acestei plante, aflați în minutele următoare. Ciulinul este o plantă folosită la scară largă în medicina alternativă datorită proprietăților benefice pe care le are. Semințele sale conțin substanțe cu o extraordinară acțiune benefică asupra întregului organism. Studiile recente au arătat că este unul dintre cele mai puternice remedii naturale contra afecțiunilor hepatice aflate în explozie în ultimul deceniu. Laptele de ciulin a fost utilizat de mai bine de 2000 de ani de vânzătorii de plante medicinale pentru a proteja ficatul împotriva toxinilor și pentru a trata boala cronică de ficat. Cercetările au arătat că laptele și semințele de ciulin pot ajuta la regenerarea țesuturilor noi ale ficatului în cazul în care acestea au fost deteriorate. În primul rând este un foarte bun antitoxic. Infuzia din ciulin, din flori sau semințe de ciulin, este foarte eficientă în aproape orice formă de otrăvire, pornind de la intoxicații cu metale grele până la intoxicații cu substanțe chimice sau alcaloizi sau așa mai departe. Se realizează o infuzie din două linguri de frunze sau de flori, peste care se toarnă o cană de apă fiartă și se lasă 20 de minute la infuzat ca să se absorbă foarte bine tot conținutul, după care se bea imediat respectivul ceai, iar peste o oră încă o dată, pentru ca efectul de detoxifiere să aibă continuitate și să fie cât mai profund. Frunzele de ciulin au un puternic efect antioxidant, ajutând la scăderea nivelului de colesterol din sânge. Complexul de flavonoide din compoziția ciulinului stimulează capacitatea de regenerare a celulelor și blochează acumularea de toxine în ficat. Ciulinul scade rezistența la insulina celulelor, inhibă creșterea celulelor tumorale la nivelul cervixului și al prostatei și diminuează efectele secundare ale chimioterapiei. Un alt remediu foarte bun din ciulin este uleiul, care se realizează din semințe de ciulin cu ulei vegetal, o parte semințe și două părți ulei vegetal. Se face un amestec din acestea și se lasă la macerat aproximativ 3 săptămâni într-un loc răcoros și ferit de lumină. După aceea se strecoară și poate fi folosit, spre exemplu, cu mult succes de către persoanele care doresc să piardă în greutate. Se administrează câte două linguri pe zi, pe o perioadă mai lungă, între 3 și 6 luni. Ciulinul este util și bolnavilor de diabet tip 2, datorită proprietății sale de a crește rezistența celulelor la insulină. De asemenea, planta stimulează producția de lapte la femeile care alăptează și îmbunătățește calitatea acestuia. Totodată, acest remediu natural mai poate fi folosit și ca adjuvant în combaterea oboselii corzilor vocale, în degerături, alergii și intoxicații.